La nivelul sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, județul Suceava, au fost declanșate două acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit la două imobile de pe raza orașului Vicovu de Sus peste 38.000 de pachete cu țigări în valoare totală de peste 450.000 de lei. Polițiștii de frontieră s-au deplasat la două imobile de pe raza orașului Vicovu de Sus, unde în prezența proprietarilor au descoperit la prima locație, într-o anexă, 18.500 de pachete cu țigări, iar la a doua locație, într-un garaj, 20.390 de pachete cu țigări, în ambele cazuri fiind vorba despre țigări de proveniență duty-free. În urma verificărilor s-a stabilit că în unul dintre cazuri, în activitatea infracțională, este implicat un cetățean român, în vârstă de 25 de ani, cu domiciliul pe raza județului Suceava. Întreaga cantitate de țigări descoperită la cele două locații a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.